cumva inima acestei enigme persistă. Nu știm mare lucru de Mike Oprish, cum le-a introdus în America, că era o graniță totuși. El a declarat tablourile, care au trecut ca fără valoare. Deci nu a încercat să înșele Statele Unite. Au fost condamnate niște tablouri fără valoare, așa s-a trecut, așa e povestea livrată, așa se spune.